Mea, Bună dragilor, bine ați venit sau ați revenit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. În general, postez o dată de luni până vineri și un videoclip sâmbătă sau duminica, depinde. Deci două videoclipuri pe săptămână. Așa am pornit, așa voi continua. De asemenea, dacă vreți să discutăm cu și despre parfumuri, contul meu de Instagram, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând, grupul de pe Facebook Frag Family, unde sunt bineveniți absolut toți iubitorii de parfumuri, da, indiferent că sunteți în zona în zon, în zona de designer, niche, middle list nu contează, da? Deci acolo Vom, ne vom strădui din răsputeri să fie o comunitate frumoasă unde subiectul principal să fie parfumeria, da? fără hate fără miștouri sau chestii de genul. Link în bara de descrieri pentru toate conturile de social media, inclusiv grupul de Facebook. Iar astăzi, M-am gândit eu să facem un clip mai scurt și să continui seria ce am pornit-o anul trecut, și anume clipurile de tip Versus. Mi-ați scris de fiecare dată, v-au plăcut, ați fost mega încântați de ele, așadar ne mobilizăm și continuăm seria. Astăzi, deja ați văzut din titlu, Uh, vom face un uh, versus, un battle, un război, un ce, ce vreți voi Între originalul Good Girl Gun Bad de la Killian Am aici, nu știu cât de bine se vede O mostră oficială da, Din original uh, L-am purtat și zilele trecute Ca să-mi fac o idee Și am aici dupul pentru acest parfum, cum spune, cum urlă de fapt TikTok-ul, cum urlă YouTube-ul, cel mai reușit dup. Și anume Kismet for Roman de la Maison Alhambra, Alhambra, cum vreți voi. Care pe mine m-a fascinat prezentarea. Da? Vă las aici videoclipul în care am vorbit despre acest parfum. A fost achiziționat undeva în vară, dacă nu mă înșel, spre finalul verii sau undeva pe acolo. Dar, întâi și întâi de toate, vă voi spune notele originalului, îl voi pufăi pe mână ca de obicei, cum v-am obișnuit, și continuăm cu notele diupului, îl vom pufăi și pe acela, pe cealaltă mână, și vom face comparația între cele două. Bun. Good girl, gone bad are în vârf osmantus. Acest osmantus, tot am uh, sărciuit și eu, este un arbust exotic originar din Japonia. Ceva flori albe, flori galbene. Ideea e, um, oricum o să vedeți, mie îmi dă la nas uh, ca și cum aș mirosi o caisă. Da? Deci, pentru mine. Așa, așa resimt eu, așa percep eu această notă. Reluăm. Note de vârf. Osmantus, iasomie, trandafir de mai. În mijloc tuberoză indiană și narcisă. Iar în bază avem ambră și cedru. În momentul în care am purtat ca parfum de sine stătător, fără să fac layering sau cu totul altă nebunie, ca să-mi pot da seama de acest parfum, am prins undeva la 6 ore. Deci, Kilian originalul persistă pe pielea mea undeva la 6 ore cu o proiecție de o oră jumătate, hai să spunem două. Da? Bun. Și acum. Așa. Două pufuri. Da. Uf. Deci, deschiderea originalului, haideți să-l ținem și pe el frumos în mână, este foarte in your face, da? Pur și simplu de la deschidere te izbește. Ce te izbește? Te izbește acea aromă de caisă, da? Osmantus. Eu asta resimt. O caisă, însă Caisa este combinată cu cea mai turbată tuberoză. Voi știți că eu nu prea pot cu orice tuberoză. Uh, tuberoza din Good Girl Gone Bad e genul ăla de tuberoză nebună, uh, indolică, ca să vorbesc totuși frumos. Oarecum săpunoasă, da? Este ceva să punos aici. Pe ansamblu, în deschidere, astea două note mă izbesc. O caisă combinată cu o tuberoză nebună, da? Totul într o bulă de săpun, ca să vă zugrăvesc cum v-am obișnuit, da? Deci e duo-ul acesta cu o foarte, foarte pronunțată um, notă de săpun, ceva săpunos, unis săpunos. E genul acela de dulce, floral fructat, da, ca isă tuberoză, zgomotos, genul de uh, floral alb ambrat, oarecum rece, da, oarecum rece, are și o atingere picantă. Este cremos, luminos, însă eu resimt aici și nu înțeleg de unde, deoarece nu este listat, un iz foarte, foarte fin de tutun. Dar este ceva extrem de fin acolo. Nu știu, ori treaba asta vine de la narcisă, pentru că am mai întâlnit parfumuri cu uh, narcisă și tot așa îmi dădea um, izul acela de, de tutun fin. Este genul de aromă dulce, însă nu vă gândiți la un dulce gurmand. Nu, este mai degrabă floralul acela alb, dulce, săpunos. Da? Pentru că treaba asta, izul acesta săpunos, mă însoțește pe mine una cel puțin de la uh, primul puf până în dry down-ul final. Genul acela de parfum floral alb curat feminin. nu l-aș cataloga ca fiind un parfum sexy. Mai degrabă aș putea vedea ca fiind un parfum semnătură. Însă nu știu de ce mă duce undeva la pragul de vârstă 30 de ani plus, da? peste 30 de ani. Are totuși ceva matur în el, profilul olfactiv în sine, are o tentă matură, dar asta nu înseamnă că vă duceți cu gândul către latura vintage. Nu, nu are nici cel mai mic iz vintage. Este însă un floral foarte matur. Acum, testând și originalul, purtându-l o zi întreagă, nu știu. Nu spun că este un parfum urât, da. doar am uh, dupul. O să vedeți ce și cum, și cu diupul imediat. Nu este genul de parfum urât, însă nu este ceva foarte wow. Da? Este un miros mediu, da? ca să nu folosesc termenul mediocru. Totuși, nu este un termen mult prea ok pentru, pentru parfumul în sine. Însă nu este ceva ieșit din comun, nu este ceva să te dea pe spate, nu, cel puțin pe mine, da? Eu nu sunt în general o fană a parfumurilor florale, albe și atât. Și mai ales, mai ales, nu sunt acea înnebunită, împătimită a parfumurilor florale centrate pe nota de tuberoză. Pentru că da, tuberoza este aici și va rămâne alături de voi, da? categoric va rămâne alături de voi toată ziua. Toată ziua. Acum nu știu dacă aveți și voi parfumul. Chiar, chiar sunt curioasă să-mi lăsați și mie în secțiunea comentarii dacă pe voi uh, duce mai mult de 6 ore. Deci pe mine originalul a dus fix 6 ore. Pentru prețul care îl are, da, o să caut și o să vă las aici o imagine inserată, nu mi se pare un ADN, uh, atât de wow, da? Nu știu, pentru ceea ce oferă, pentru aroma sa în sine, nu mi se pare ceva ce ar trebui să coste atât, da? Din nou, știți și voi, treaba cu parfumurile e un subiect foarte sensibil, uh, nu toți, nu tuturor ne place aceeași aromă, slavă Domnului, că altfel ar fi fost monotonie, toată lumea mirosea la fel, dar pentru mine și pentru gusturile mele nu este ceva senzațional, da? Bun, revenim acum la Kismet for Women de la Maison Alhambra, Alhambra, cum vreți voi. Parfum ce am abuzat ceva de el. Deci folosește Anoring Light, învață odată să-l folosești, așa? Da, așa. Bun. Am consumat destul de mult din el, iar, dacă nu mă înșel, am făcut un singur decant de 5 ml. Da? Deci, nu, nu, nu am consumat atât făcând decanturi. Da? Chiar am purtat acest parfum. Bun. Haideți să vă spun și notele. Oricum, notele pentru ambele parfumuri sunt absolut identice. Notele pentru Chilien pe care vi le-am spus mai înainte le-am luat de pe Fragrantica Notele pentru Chismet for Woman, vi le citesc tot de pe Fragrantica În vârf caise, trandafiria, somie Paranteză Aici aveam um, acel um, arbust exotic și anume osmantus Care din nou mă repet mie îmi dă la nas caisă Aici, în parfumul de la Maison Alhambra, avem direct listată nota de caisă. În mijloc, tuberoză narcisă, iar în bază, ambră și cedru. Deci, fix aceleași, aceleași note sunt listate. La capitolul performanțe, deja mă umflă râsul, Chismet for women, pe mine, înainte de macerare, dacă nu mă înșel eu și dacă mi-aduc bine aminte, Prindeam undeva la 4-5 ore. După macerare, prind tot 6 ore, la fel ca la original. Da? Deci, mezon Alhambra um, îmi oferă din start aceeași performanță precum originalul, da? 6 ore pe piele cu aceeași proiecție, da? O oră jumătate, două. Bun. Acum, să venim la Kismet for Woman. O să dau tot două pufuri. Să jucăm fair play, da? Bun. Din start. La Kismet for Woman, în comparație cu uh, originalul, haideți să ținem așa, da? Cam am Kismet uh, for Woman aici, am killian original aici. Deschiderea nu este aceeași. Da? Din start nu vorbim despre aceeași deschidere. Deschiderea din Kismet foruman e oarecum mai potolită. Nu te izbește tuberoza aceea nebună, nici măcar Caisa nu te izbește în plină figură da? din deschidere. Este ușor mai citric decât originalul, dulceața nu este la aceeași intensitate, da? Din start. Nu este la aceeași intensitate, lucru pe care pe mine una, cel puțin personal, nu mă deranjează, deoarece dulceața din original este genul acela de duo tuberoză caisă. Și cum tuberoza, din nou, vă spun eu, nu prea o suport în anumite, da, cantități, la mine tuberoza trebuie să aibă o limită, nu, nu mă deranjează lucrul acesta. Abia acum, treptat, treptat, da, pe măsură ce se dezvoltă, se apropie de original, însă. În Kismet for Woman, eu resimt o fină atingere lactonică. Treabă ce nu o pot spune în legătură cu originalul. Dacă în original resimt acel iz fin de tot de tutun, aici nu resimt tutun, însă resimt o tentă lactonică, da? ceva fin lactonic. Este o idee mai verde, mai verde, o idee mai efervescent decât originalul, da? Este. Cum să vă fac eu să înțelegeți? Dacă ar fi să asociez acest Kismet for Woman, aș spune că Good Girl Gun Bad este uh, EDP-ul, iar Kismet for Woman este un EDT Fresh. Da? performanță, nu performanță, densitatea, complexitatea parfumului, o idee mai scăzută și o idee mai, mai fresh, mai verde. Da? Nu este la fel de rotund și de bogat precum originalul. De altfel, nu îl percep nici la fel de săpunos precum originalul. Are un iz fiind de tot săpunos, însă nu este la același nivel cum este în original, sub nicio formă, categoric. Dar, pe ansamblu, se aseamănă cele două, în opinia mea și în accepțiunea mea, în percepția mea, aș spune că în proporție de 70%. Da? 70% Kismet for Women se apropie de original. Din nou vă spun, nu este la fel de complex, nu este la fel de rotund, nu are acea dulceață și acea tuberoză turbată, cum îi spun eu, da? Însă, dacă dumneavoastră, doamnelor, sunteți la fel ca mine, nu sunteți fane tuberoză sau uh, o acceptați, dar într-o anumită cantitate. În schimb, pe latura cealaltă, vă plac parfumurile florale, vă plac parfumurile cu um, iz curat, ca să spun așa. Consider că Kismet For Woman este ok să-l aveți, da? Um, originalul, după cum v-am spus, este. Este centrat pe combinația caisă tuberoză, da, foarte centrat. În special pe treaba cu tuberoza, e acolo și își face de cap. Da, uh, din nou ca o concluzie finală. Nu, acum nu mi o luați în nume de rău, dacă aveți Good Girl gun Bad și îl iubiți și îl purtați, poate chiar este parfumul dumneavoastră semnătură. Eu nu vă judec pe dumneavoastră sau gusturile dumneavoastră, da. însă pentru mine și pentru simțurile mele și pentru gusturile mele, profilul olfactiv în sine nu este ceva wow. Cu siguranță după ce voi termina această sticluță de Kismet for Women, nu voi cumpăra alta. Da, nu voi cumpăra alta. Am descoperit alte uh, florale cu care brezonez, chiar și uh, vedetele lor fiind nota de tuberoză, da? Nu Oricum, Kissmet for Woman nu este genul de parfum în opinia mea uh, ce poate fi purtat pe vreme rece. Adică mi se pare prea fad și mi se pare că nu se dezvoltă cum trebuie. Este mai degrabă acel parfum de primăvară-vară. Pe vreme rece, nu, cu siguranță nu. Chestie pe care nu o pot spune despre original. Originalul de la Kilian fiind mai rotund, mai complex, mai bogat. Dacă sunteți în zona aceasta de florale albe, cu siguranță îl veți putea purta chiar și pe vreme rece. Bun, cam atât pentru videoclipul de astăzi, 19 minute. Deja sunt jujuc, uh, da? O să fac un semn în calendar. Uh, dacă m-ați urmărit până la final, vă mulțumesc din suflet. O să vă las link în bara de descrieri pentru Kismet for Woman, dacă sunteți interesate. De asemenea, o să vă caut cel mai accesibil site, dar safe totodată, da, să nu luăm toate fake-urile pentru Killian Good Girl Gun Bad. Și dacă sunteți în această zonă de parfumuri florale, floral albe și așa mai departe, Vă aștept cu drag în secțiunea comentarii pentru a face un mic schimb de idei. Din nou, dacă aveți schismet for Women, lăsați-mi și mie impresiile voastre, cât persistă pe voi, cum îl percepeți sau dacă l-ați testat sau dacă l-ați avut. Da? Bun. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile minunate și bineînțeles Line de parfum. V-am pupat! Zubane mea